trei ani de Civis din prima perioadă de finanțare au însemnat o deschidere extraordinară pentru universitate, o conectare reală și la nivel de bază, la nivelul studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, la nivelul facultăților, o conectare reală la învățământul european, la ceilalți nouă parteneri ai noștri din Europa. De asemenea, pentru mine Civis a însemnat o oportunitate extraordinară de a realiza legături. Am văzut la atâtea întâlniri grupuri mari de colegi de-ai mei, fiind atât de bine conectați cu colegilor care au preocupări similare, în special de cercetare, dar și de reformă instituțională, de programe de studii și mobilități studențești. Deci atât de mulți am văzut foarte bine angrenați în mecanisme din acestea de decizie, de lucru în echipă și de implementare de proiecte la nivel european, încât cred că deja Civis a fost un mare succes pentru noi. Ce a însemnat Civis 1 pentru noi? A însemnat un virus bun. Suntem într-o epocă virală și a însemnat șansa noastră pentru o mai bună integrare în Europa academică, după cum e și șansa Europei academice de a se consolida cu astfel de alianțe. Suntem una dintre alianțele strategice pe care Comisia Europeană le-a promovat și susținut și să sperăm că suntem una dintre cele care vor continua în Civis 2, cum îl numim noi. Cred că este extrem de important să aprofundăm legăturile deja existente, să implementăm proiectele care au rămas în stadiu de proiect și pentru care încă n-am avut finanțare și mai ales să deschidem alte oportunități de colaborare, de finanțare, să creștem mobilitățile, să le aducem acolo unde pandemia, de exemplu, ne-a împiedicat, să le aducem și acolo unde ne propunem noi, adică jumătate dintre studenții noștri în 4-5 ani să ajungă să aibă cel puțin o mobilitate de scurtă durată, cel puțin o mobilitate virtuală în spațiul european. Să conectăm cu adevărat tinerii cercetători, doctoranzi, la rețele de specialiști similari din Europa. De asemenea, să punem împreună resursele, așa cum am stabilit și în cadrul proiectului și așa cum ne dorim cu toții, resursele disparate și uneori rare în cazul unor programe de studii, în cazul unor proiecte de cercetare, resurse umane, resurse financiare, pentru a face eficiente și pentru a putea implementa anumite proiecte. Gândiți-vă că programe de licență pentru care avem prea puțini studenți pentru a merge mai departe cu ele, cum ar fi limbile rare, sau programe de cercetare pentru care nu avem destui cercetători sau destui bani, sau programe de practică, cu resurse de la mai multe universități devin dintr-o dată sustenabile, devin dintr-o dată viabile și putem să realizăm ceea ce altfel ar fi fost foarte dificil. Cred de asemenea că Civis 2.0 trebuie să însemne trecerea de la proiectul unei universități europene la o universitate europeană veritabilă, la un spațiu deschis, integrat al programelor de studii, la un spațiu de cercetare integrat, la un spațiu în care fizic resursele umane, resursele materiale să se mute dintr-o parte într-alta, să fie foarte mobile, să lucreze împreună. Și de asemenea, adaptarea la piața muncii europeană, o măsură extrem de importantă pentru învățământul superior din Europa, pentru că piața muncii este extrem de dinamică, într-o continuă schimbare și învățământul superior este încă relativ rigid și prin noile dezvoltări, prin microcertificări, prin programe comune, joint programs, joint degrees, prin proiecte comune de dezvoltare instituțională și de asemenea proiecte de cercetare, putem să acoperim mult mai bine cerințele pieței muncii cu oferta pe care Universitatea din București și universitățile din consorțiul nostru Civis o pot oferi. Dacă Civis 1 era o fază de pilotare, o fază de tatonare, o fază de închegare a acestor molecule academice pe care le-am constituit în această formulă, în Civis 2 este faza de consolidare.
de consolidare a proiectelor pe care le avem, a ideilor pe care le avem și a dezvoltării instituționale pentru a închega și pune la oaltă cercetarea cu predarea și cu implicarea socială. CIVIS este o alianță, cum v-am spus, strategică, importantă, crucială, care are drept dimensiuni fundamentale și specifice colaborarea cu Africa și implicarea în societate, de unde și numele CIVIS. Toate acestea se vor regăsi în CIVIS 2 și dacă CIVIS 1 a însemnat o mulțime de proiecte, o mulțime de tatonări și de încercări, CIVIS 2 va însemna și mai multe proiecte, și mai multe oportunități și sper să răspândim împreună în comunitatea Universității din București acest bun virus și cât mai mult să fie contaminați și să facă și să beneficieze de posibilitățile de a avea parteneri de prestigiu din celelalte universități CIVIS din Europa. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu tot dragul pentru a pune umărul la consolidarea acestei alianțe strategice.